Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu Dinamo. Astăzi întâlnim UTA Arad, unde vom juca cu echipa a doua. Nu vom avea cea mai bună echipă la dispoziție, deoarece jucătorii noștri sunt puțin obosiți și nu vreau să-i risc pentru viitoarea partidă, chiar dacă aceasta este o partidă cam decisivă, pot spune, deoarece UTA Arad este în fața noastră cu 3 puncte. Noi trebuie să reușim să aducem astăzi încă 3 puncte, să ne apropiem, să fim la egalitate de puncte cu UTA, deoarece la golaveraj nu stăm foarte, foarte bine, avem foarte multe goluri primite. Însă astăzi îmi pun încrederea în băieții mei, unde sperăm să legăm cea de-a doua victorie după o victorie uriașă cu Universitatea Craiova. Ahmed Bani trece foarte bine, Ahmed Bani. Însă este faultat acolo, Ahmed Bani. Tomozei din prima, Ahmed Bani. O pasă foarte bună, Ivanov. Ivanov nu are cu cine combina. O greșeală aici a lui Antoni Ivanov. Pleacă Otele și strânge acolo Aloe Baptiste. Foarte bine, însă este penalti. Și Garben pentru Aloe. Să-l vedem pe Cristiano Figueiredo. Oh, foarte bine plasat aici. Foarte frumos golul din penalti marcat de Ubic. Trebuie să avem mai mare grijă. Aloe Baptiste n-a făcut bine deloc. Vedem aici, interceptează, ajunge înaintea lui Ivanov la balon. Dangubici, foarte bine. Îi vedem aici pe cei de la UTA cum atacă în foarte, foarte multe rânduri. Ține mingea în teren elegant. Însă Jonathan Rodriguez este acolo la balon și nu avem emoții. Ivanov, foarte urât faultat de Batha. Cartonaș galben și pentru Ardean. Ivanov. Foarte bine cu Jonathan Rodriguez pentru Antoni Ivanov. Antoni Ivanov iarăși n-are cu cine combina. Combină foarte bine cu Jonathan Rodriguez. Să-l vedem pe Jonathan Rodriguez cu centrarea. Foarte, foarte tare. Alex Răuță nu apucă să ajungă la balonul centrat de Jonathan Rodriguez. Acolo Antonio Bordușanu, după un duel mai aprig, putem spune Ivanov, în sfârșit, o intervenție bună a bulgarului. Încercăm acolo să recuperăm foarte în față, pot spune. Însă în continuare suntem presați și de timp. Cei de la UTA par să tragă un pic de timp. Marius Tomozei, preluare frumoasă a lui Tomozei. Alex Răuță, foarte bine cu Jonathan Rodriguez. Foarte bine. Mirko Ivanovski, n-are cu cine întoarce la Răuță. Jocașul defensiv până la Ahmed Bani. Ahmed Vani pierde balonul tânărul nostru atacant dreapta. Oh, foarte aproape de o intrare urâtă. Otele, foarte bine. Încercăm să presăm foarte mult pentru a-i face să greșească pasele. Însă deocamdată nu dă roade această fază. Foarte bine, Cristiano Figueiredo, am avut emoții. Am avut emoții și din prima greșim, șut pe lângă poartă. Dangubici a ratat acolo o ocazie foarte, foarte, foarte bună pentru cei de la UTA Arad. Antonio Bordușanu nu reușește preluarea. Timp ar fi destul să egalăm. Însă la cum jucăm până acum, nu cred că avem foarte mari șanse. Baptiste Aloe are și un cartonaș galben și trebuie să aibă grijă la intervențiile sale. Să-l vedem aici pe jucătorul UTA, scoate bine mingea. Să vedem dacă reușim să blocăm aici. Răuță reușește în prima fază să intervină oarecum. Încercăm în continuare jocuri scurte de pase. Noi nu reușim acolo intervenția. Este offside, foarte bine au stat fundașii noștri. Baptiste, foarte bine cu Jonathan Rodriguez.
Jonathan Rodriguez intră în zonă centrală. Foarte bine. Mirko Ivanovski. Doamne, doamne. Ce faci, Mirko? Ce faci? Sper să înțeleagă de ce nu joacă dacă el continuă să fie chiar așa. Se termină prima repriză 1-0 pentru arădeni. În acest moment UTA trece la 6 puncte peste noi. Sunt cu 6 puncte în fața noastră și va fi foarte dificil. Nu mă așteptam la o asemenea partidă cu UTA. Mă așteptam să fie un meci mai ușor, mai ales după ce am reușit să câștigăm în fața Craiovei, o echipă foarte, foarte bună a Craiovei. Alex Răuță, să-l vedem pe Răuță. Răuță îl vede bine pe Mirko Ivanovski pentru Răuță, Răuță înapoi pentru Jonathan Rodriguez. Jonathan Rodriguez îl vede foarte bine pe Ahmed Bani. Ahmed Bani nu ratează! Foarte bine, tânărul nostru mijlocaș, Ahmed Bani, reușește să egaleze. Egalăm după o fază făcută ca la carte. Foarte, foarte bine, tânărul nostru jucător, Ahmed Bani, reușește să egaleze. Sperăm să reușim. Ce intrare a lui Radu! Ce intrare urâtă a lui Radu! Nu mă așteptam să-l prindă chiar așa. Suntem fericiți că jucătorul arăden nu a fost faultat foarte, foarte dur. Și uitați-vă ce gol primim! UTA, imediat cum a văzut că a primit gol, a dat tot atacul în față și noi ne vedem iarăși conduși cu 2-1. Antonio Bordușanu n-are cu cine. Bordușanu, foarte bine, Ivanov. Ivanov, Alex Răuță, Răuță. Foarte bine, Mirko Ivanovski. Și este acolo un fault. Să vedem pe Jonathan Rodriguez dacă va reuși să țintească poarta. Jonathan Rodriguez. Jonathan Rodriguez, șut slab, Dragoș Balaur prinde. Nu au fost mari emoții pentru portarul arădenilor. Încercăm acolo, portarul a ținut ceva timp de balon. Am avut aici o ocazie din lovitură liberă, însă nu s-a fructificat nimic după această fază. Marius Tomozei foarte bine, o intrare mai riscantă, dar se pare că s-a meritat. Ahmed Bani foarte bine cu Jonathan Rodriguez. Mirko Ivanovski pentru Antoni Ivanov. Ivanov intră într-o poziție bună. Mirko Ivanovski, Jonathan Rodriguez și iarăși prindem în aceeași poziție. Ahmed Bani de data asta nu mai marchează. Foarte, foarte frumos atacul. Nu am ce să le reproșez băieților, au jucat foarte bine la acest atac. Puteam egala, de ce să vă mint, însă șutul lui Ahmed Bani n-a prins cadrul porții și asta nu poate fi un semn bun. Nu avem voie să ratăm din asemenea poziții. A baloi foarte bine. Denis Jafer a stat foarte bine acolo. Antonio Bordușanu strânge și el. Radu încearcă să respingă. Cristiano Figueiredo prinde. Și încercăm să ne punem echipa pe un contraatac. Să-l vedem pe Ahmed Bani. Intră în poziție centrală iarăși Bani. Foarte bine Mirko Ivanovski. Ivanov îl vede foarte bine pe Antonio Bordușanu. Bordușanu n-are nimic de pierdut. Foarte bine. Antoni Ivanov aici încearcă să câștige duelul aerian, însă nu are nicio șansă. UTA în continuare simte că victoria se apropie și nu mai trage chiar așa tare. Însă ei pot juca însă pe greșelile noastre. Vedeți foarte bine aici cum ne prind arădenii. Încercăm din toate pozițiile să vedem dacă reușim până la urmă să scăpăm pe un contraatac care să ne poată aducă golul. Însă noi suntem prinși din ce în ce mai rău și Cristiano Figueiredo ne salvează la această fază. Portarul portughez n-a avut încotro decât să intervină foarte bine.
Și aici ne-au prins încă într-o situație nasoală. Antoni Ivanov se duce și el acolo aproape. Antoni Ivanov. Și putem pleca pe contraatac. Antoni Ivanov sprintează cât poate. Bulgarul n-are cu cine combina. Ahmed Bani vine foarte bine. Îl vedem pe Ahmed Bani. Întoarce mingea la Ivanov. Ivanov, nu cred Ivanov. Nu pot să cred că face asemenea greșeală. Nu îi voi mai da șansa lui Ivanov să joace și uitați-vă ce ratare. Ratare uriașă și pierdem cu UTA Arad 2 la 1. Am crezut că la un moment dat ne putem reveni după golul lui Ahmed Bani, însă asta s-a văzut. Ne-am văzut conduși imediat la 2-3 minute distanță, cel probabil. Au jucat foarte bine arădenii astăzi. Au jucat foarte bine. Bani să mai plece împrumut, nu îl voi mai da. De fapt, îl voi da cu short. Poate mai prinde și el meciuri prin străinătate. Următorul meci va fi împotriva celor de la Gazmetan, care nu sunt în cea mai bună formă. Ahmed Bani pleacă și el împrumut. Gazmetan nu este în cea mai bună formă, însă putem profita într-adevăr de această problemă a lor. Să vedem partida cu Gazmetan, care este o partidă foarte, foarte interesantă. Dacă nici pe Gazmetan nu putem să o batem, care se vede că nu mai au jucători, Vlad Morar și Grădinaru, astăzi titulari împotriva fostei sale, fostă lor echipe. Să vedem însă Gașpar, foarte bine, Gașpar cu Covaci, un joc foarte bun al tinerilor de la Gazmetan. Se vede că ajung într-o poziție bună, înseamnă că au devotament. Foarte bine, însă greșim de vreme. Ricardo Grigore faultează. Nu înțeleg unde a fost faultul aici. Lui Zniciu bate destul de bine loviturile libere. Trage pe lângă poarta lui Mihai Eșanu. Scăpăm cu fața curată după această lovitură liberă, însă cu un cartonaș galben. Oh, Covaci! Se pare că tinerii de la Gazmetan vor să facă o figură frumoasă astăzi împotriva noastră, deoarece știu că și noi suntem puțin morar. Gol Dinamo. 1-0, Vlad Morar. Foarte bine, atacantul dinamovist reușește, mai ales Cosmin Matei cu o cursă formidabilă. Foarte bine am reușit să deschidem scorul. Ne putem asigura o victorie clară astăzi dacă știm să gestionăm foarte bine jocul. Gabriel Demoura și el acolo, un fost jucător al Gazului. Și a fost un jucător destul de important pentru Gazmetan. Costea, îl vedem aici în duel cu Moura. Foarte bine, oprește atacul. Vedem aici Paul Anton. Gabriel Demoura acolo nu lasă să treacă. Însă pasează jucătorii Gazului. Gabriel Demoura! Nu cred, nu cred. Mihai Eșanu pasă pentru Gabriel Demoura, care mai devreme pasase pentru adversari, parcă juca la Gazmetan. Grădinaru foarte bine, oprește balonul Grădinaru pentru Morar. Morar, Anton. Anton încerca tot la Morar. Porj era liber în bandă. Însă nu știu de ce l-a preferat acolo pe Vlad Morar. Iese bine Mihai Eșanu, se ciocnește acolo de Ricardo Grigore. Cătălin Carp foarte bine cu Cosmin Matei. Cosmin Matei foarte bine avansează. Mijlocașul dinamovist, Vlad Morar, n-are cu cine, Vlad Morar. Vlad Morar, o pasă bună. Morar, trage Morar. Foarte bine. Așa ne putem crea ocazii prin șuturi. Însă nu știu dacă de la distanță au vreun ajutor. Grădinaru intră în poziție centrală, Grădinaru. Grădinaru. Grădinaru trage! Foarte, foarte bine Răzvan Grădinaru.
Încercăm aici să vedem pe Marco Ekman, se înalță peste apărător, dar însă mingea a lovit-o foarte urât, nu știu cum a lovit-o așa. Degajare lungă și Paul Antoni este acolo și nu-i lăsăm să poate să combine grădinarul, să-l vedem pe grădinarul din ce poziție trage grădinarul foarte bine. Foarte bine Răzvan Grădinaru, până acum se simte prezența lui în joc. Cosmin Matei câștigă și el duelul. Cum am pierdut aici balonul. Am crezut că avem posesia. Ostean duel cu Gabriel de Măura. Nici noi nu ne-am pus foarte bine la această fază. Trage și gol! Ai voie, Șanu, bă, nici pe asta nu prinzi. Luis Nițu. Răzvan Grădinaru încearcă să treacă de Kovac, însă nu poate. Încercăm și noi în continuare. Vlad Morar nu ajunge la acel balon. Ar trebui să fie offside. Ar trebui să fie offside. Însă nu este offside. Era offside acolo și arbitrul ne fură pe față. Deci nu înțeleg cum de n-a fost offside acolo. Foarte bine făcuseră pasul jucătorii noștri la offside. Cosmin Matei. Foarte bine aici recuperăm. O pasă cam aiurea. Exact cum a făcut Stelianu acum. Asemenea fapte trebuie să le evităm. Vedem aici atacul gazului. Marco Ekman. Intervine decisiv și Ricardo Grigore. Paul Anton degajează lung. Vlad Morar acolo și puteam să mai declanșăm un atac dacă arbitru mai lăsa măcar o fracțiune de secundă, putem spune așa. Gazul ne conduce. Trist, dar adevărat. Avem posibilitatea de a întoarce, să vedem însă dacă jucătorii noștri au și ei voința asta. Se pare că Vlad Morar nu are. Dar măcar Morar marchează față de Ivanovski. Deci asta nu avem ce să comentăm. Acum e offside la faza asta. Gabriel de Moura foarte bine cu Torje. Torje foarte bine cu Morar. Morar îl vede foarte bine pe Paul Anton. Paul Anton îi deschide jocul lui Grădinaru. Și atacăm aici în rânduri. Torje, hand! Vrea să fie hands aici, mi s-a părut că jucătorul gazului a lovit mingea cu mâna. Marco Ekman, minge scoasă de pe linia porții. Atacăm aici, Vlad Morar, trage Morar, nu cred, ce minge scoate acolo Buzbuchi sau Groț, nu știu cine este în poartă astăzi la Gazmetan. Doamne, doamne, ce atac am făcut aici, însă nu am reușit să marcăm. Ce ocazie am avut Kovac, nu-i rămâne decât o centrare, însă prin spatele porții. Mihai Eșanu cere mingea repede. Grigore, Ricardo Grigore foarte bine cu Stelianu Filip. Filip până la Grădinaru, Grădinaru intră și el în centru, Grădinaru. Grădinaru însă nu cu Torje acolo, nu treia cu Torje. Vlad Morar. Filip, să-l vedem pe Filip, dacă va încerca centrarea, Filip. Grădinaru, un pic pe lângă poartă. Avem nevoie de egal astăzi, măcar. Măcar. Deși treia să fie o victorie simplă cu Gazmetan, după părerea mea. Și începusem bine prin golul marcat de Vlad Morar. Însă se pare că jucătorii noștri au avut ceva de spus și și-au pus amprenta și pe acest meci. Torje foarte bine cu Morar care pierde duelul. Era un duel care era pur câștigat de Morar, însă nu-mi dau seama ce a încercat să facă acolo Morar. Ce bine scăpam acolo cu Grădinaru. Ricardo Grigore, nu-mi dau seama ce greșeli în apărare, deci nu se poate așa ceva. Așa ceva nu se poate. Gazmetan pur și simplu, iar ne-au
Iar fac ei ceva și se salvează. Gabi Torje nu apucă Gabi Torje. Ce frumos, ce frumos. Noi nu putem să jucăm așa. Însă o echipă care este în faliment total aproape poate juca fotbal. Deci poate juca fotbal. Însă noi nu, că noi nu avem. Deci nu înțeleg, de când am venit la club, salariile sunt plătite, însă echipa nu merge. Am adus un jucător care a fost foarte emblematic pentru Dinamo și noi primim 4 goluri de la Gaz Metan. Deci primim 4 goluri. Cum să primești 4 goluri de la o echipă care este în insolvență? Se poate, se poate din câte vedem. Joacă niște pase foarte, foarte bune pentru... Se vede că echipa își dorește să iasă de unde este. Însă noi ce să putem să facem când noi nu reușim să legăm 2-3 pase? Anton, încearcă acum cu Morar. Pentru Cosmin Matei pentru Grădinaru. Să vedem pe Grădinaru în ce poziție bună se află. Grădinaru trage și ce gol frumos! Ce gol frumos, Răzvan Grădinaru! Bijuteria lui Grădinaru! Păcat de scor, sincer. Uitați-vă ce bijuterie înscrie Grădinaru. Poziție foarte bună a lui Grădinaru. Ce gol! Ce bijuterie! Foarte frumos golul lui Grădinaru. Însă v-am mai repetat, păcat de scor, dacă era măcar 3-2, hai, mai era cum mai era. Dar uitați-vă la lui Nițu, ce scapă Nițu. Aduce mingea repede în față, însă nu înțeleg acolo cum de arbitru nu dă fault. Și eram să fim taxați, să fi fost un 5-2, Ian cu ea mingea acasă. Însă Răzvan Grădinaru, nu pot să uit acel gol al lui Grădinaru. Foarte frumos, foarte frumos golul lui Grădinaru. A avut și cea mai mare notă Răzvan Grădinaru, din câte vedem. 8,4, o notă bună. Însă rezultatul n-a fost să fie astăzi pentru noi. Următoarea partidă va fi cu Rapid. Doamne, suntem iarăși pe ultimul loc. Se pare că Ivanov vor să se întoarcă cei doi la echipele actuale, însă mai avem nevoie să mai să vedem ce buget avem. Avem un buget de 440.000. Păi cam atâta cu episodul de azi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vedem la episodul următor. Vă salut!